armele s-au câștigat asta? Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pașcani încotro. Începe această ediție specială cu urări de la mulți ani tuturor sărbătoriților care astăzi își sărbătoresc ziua onomastică. Vă doresc să aveți parte de sănătate, fericire, putere de muncă și multă răbdare și înțelegere pentru a putea face față problemelor cu care vă confruntați zi de zi. În această seară l-am ca invitat chiar pe edilul șef al municipiului Pașcani, domnul primar Grigore Crăcinescu. Am foarte multe întrebări pentru domnia sa. Sunt întrebări venite și din partea cetățenilor. În legătură cu problemele extrem de importante, unele dintre ele chiar grave, la care pășcănenii așteaptă răspuns. Așadar, bună seara, bine ați venit, domnule primar. Bună seara, bine v-am regăsit și dați-mi voie să urez și eu la mulți ani la toate femeile care poartă numele de Maria, Marinela, Măriuța, sănătate, bucurie, dragoste, liniște în familie și, de ce nu, și realizarea dorințelor și a obiectivilor pe care și le-a pus fiecare în parte. La mulți ani! Bun. Pentru că avem doar o oră și 10 minute la dispoziție, intrăm direct în subiect. Iată, luni începe un nou an școlar. Am înțeles că luni dimineața dumneavoastră veți participa la deschiderea anului școlar, veți ajunge chiar și la în suburbia Găștești. Întrebarea mea este, pentru că acolo este cea mai mare problemă, știți și dumneavoastră, acolo unitatea de învățământ nu are autorizație de funcționare, acolo sunt cele mai grave probleme, aș spune, dintre toate școlile din Pașcani. Întrebarea este dacă nu vă simțiți oarecum, dacă nu cumva vă este rușine să vă prezentați luni în fața părinților și să vorbiți oamenilor de acolo, având în vedere că, iată, în ședința Consiliului Local, cea de acum două săptămâni sau ceva de genul ăsta, atunci când s-a discutat că ar fi necesar 500 de milioane sau o sumă apropiată pentru rezolvarea problemelor de acolo cu încălzirea și fosa septică, dumneavoastră a spus-o răspicat și foarte clar că nu sunt bani pentru rezolvarea acestor probleme. Preocuparea noastră în această săptămână a fost deschiderea anului de învățământ. Am trecut prin absolut toate școlile din oraș, prin toate grădinițele, am trecut și pe la creșă. Vă invit, dacă aveți o dată timp, să vedeți ce s-a făcut la creșă în acești 3 ani, la școala Lunca, unde am modernizat toate clasele, pe la clasele, pe la liceul Unirea, colegiul Unirea, Sadoveanu, lucrurile sunt bune, sunt condiții de desfășurare a învățământului. Avem câteva lucruri care trebuie să rezolvate pe ultima sută, și anume rețeaua de distribuție a agentului termic la liceul, la Colegiul Unirea. Am scos-o din demisol, știți că anul trecut am avut necazuri de două săptămâni, n-am avut căldură pentru că s-au spart țevele. Am amenajat grupuri sanitare la Miron Costin, la Blăgești mă refacem o clasă, avem la grădinițe, lucrurile stau bine, avem încă două probleme, sala de sport de la Miron Costin și sala de sport de la Cantacuzino. Suntem în faza de analize ce putem face până vine toamna și vin ploile. Iar problema cea mai spinoasă, ziceți dumneavoastră Găștești, vă spun, întrebarea noastră formulată este foarte dură. Dacă nu mi-e rușine, nu domnul Cojocaru, nu mi-e rușine. Noi am investit la Găștești, pe lângă cele 3 miliarde și jumătate primite în 2007, că de atunci onorabilul guvern actual nu ne-a mai dat niciun leu, la școala din Găștești n-am investit pe puțin vreo 4-5 miliarde. Deci am dat în anul 2008, 2009 și 2010 vreo 2 miliarde și ceva la școala din Găștești pentru uși, pentru lambriuri, pentru terminarea WC-ului de acolo. Pentru că bani de la guvern nu ne-au venit decât 800 de milioane și asta în acest standard pe niște lucrări deja executate, iar la grădinița am mai investit 1 miliard și ceva de lei care arată, și grădinița arată foarte, foarte bine. Vă răspund exact la ce m-ați întrebat. Sigur că poate ziariștii, și nu numai dumneavoastră, și colegii dumneavoastră, sunt dornici de știri din astea șoc. Deci noi am dat un an și ceva, presa, dacă voi, aduceți aminte, scria că copiii de acolo își fac nevoile la domnul celeași. Domnul Cojocaru, dați-mi voie să-i explic. Am o rugăminte, lăsați-mă să-i expun și pe aceea mă întrebați ce vreți. Bun, da. Deci noi în acest an ne-am propus, la începutul anului, să terminăm grădinița la Găștești, am terminat.
Nu e nicio problemă. Sunt două probleme acolo, încălzirea. Sunt soluții. Opriți-vă și lăsați-mă să explic. Să venim la concret. Păi dar eu de fapt vorbim despre trei dacă de dumneavoastră mă întrerupeți, nu o să putem niciodată ca lumea să înțeleagă ce trebuie. După aceea îmi spuneți ce întrebare vreți. Deci, am terminat clădirea în totalitate. Am pus lambriuri, am făcut tot ce trebuie înăuntru, becuri și așa mai departe. Rămăseseră două probleme de rezolvat. Fosa, pe care am rezolvat-o, nu știu de ce s-a grăbit presa să spună copiii vor face, eu nu știu ce vor face. Deci, actuală, există fosă. V-ați grăbit, anul școlar începe pe luni. Până luni avem fosă, avem alimentare cu apă. Dar de Consiliu ați spus că nu sunt bani pentru fosă septică. Domnul Cojocare, eu sunt primar să rezolv problemele, nu sunt bani. Nu au fost bani la momentul ăla. După aceea am rezolvat problema. Am aflat și noi că fosa era deja cumpărată. Dar să vă interesează ce am spus sau ce am făcut. Deci eu am făcut fosa la grădinitul la Gâștești. Am alimentare cu apă, totul în regulă. Problema încălzirii este o problemă care în acest moment nu mai depinde de mine. Proiectul inițial, cei care au inițiat proiectul, n-au analizat modalitatea de a încălzi grădinița. Ce au zis? Este conductă de gaz la poartă. Da, este. Dar nu funcționează. Gazul metan este întrerupt la școală. De la școală până la grădiniță nu mai este niciun om racordat la rețea. Am discutat, domnul Cojocaru, chiar rog oamenii cetățenii din zona respectivă, dacă vor să se branșeze la gaz, să dea un telefon, să dea un mesaj. Eu nu cred că este rețeaua de gaz la poarta omului și omul nu vrea să se branșeze. Domnul Cojocaru, dacă eu sunt primar și dumneavoastră, presa, mă bateți la cap de 3 săptămâni când n-am căldură și mă duc și constat la fața locului, vorbesc cu cei de la Eon Gaz, că nu este gaz pe conductă, că nu este nimeni racordat, vreau să-mi spuneți că nu e așa. Nu. Deci, la ora actuală... Nu este gaz pe conductă, dar asta nu înseamnă că oamenii nu vor să se branșeze. Păi, dar dacă ei vor să se branșeze, făceau cereri la Eon și probabil Eonul le spunea, domnule, nu funcționează conducta, venea Eonul gaz la mine, domn primar, cu ce fac o treabă asta? Domnul Cojocaru, am vorbit cu Eon Gaz. Și-o zis, domnul primar, nu există proces de verbal de recepție acestei porțiuni de conductă, cum mai există și alte investiții pe care le-am moștenit fără tot ce trebuie. Deci acolo, la ora actuală, după discuția mea personală, că nu trebuie să mă ocup de toate problemele, dar în acest caz am discutat cu ei foarte clar. Deci nu este gaz. Cei care au gândit încălzirea cu gaz, măi, este, nu este, ce face? Eu am preluat proiectul din mers, nu m-am gândit și eu am văzut conducta ca și dumneavoastră, am zis, este gaz. Nu este gaz. Și am zis a doua soluție. Am schimbat centrala, am dat înapoi centrala pe gaz și am luat centrala pe curent electric. Este rețea la poartă. Centrala are 36 de W. Rețeaua de sus nu suportă decât maxim 10 W. Bun, dar cine a fost gospodarul inteligentul ăla care a dat comandă, a semnat plata pentru o centrală care... Stați un pic, asta nu e o problemă. Este o problemă. Lăsați-mă să termin punctul de vedere, că nu mai facem nimica. Bun, dar deci, când aud asemenea aberații... Păi sunt aberații, de acord, dar nu sunt vinovat de treaba asta. Bun, dar cine e gospodarul care a semnat? Eu pot să dau înapoi și centrala de curent electric și eu una pe lemne. Nu e o problemă asta, că asta se rezolvă. O face cel care o angajat în lucrare. Deci nu asta e problema. Problema este că, vorbind iară personal implicându-mă, că vă spun, dacă de 3 săptămâni sunt bătut la cap, știu despre ce este vorba, mai bine decât oricine. Da, domnul primar, putem să vă punem rețea de curent electric, dar vă trebuie un traf. Traful costă 2 miliarde. Și am zis, iertați-mă, domnul Elisei. Dar întrebarea asta nu putea fi pusă înainte de cumpărarea centralei? Dar n-are nicio legătură centrală. Dau înapoi și una pe lemne. Care e problemă? Cum am dat-o pe cea de gaz? Dar nu gândește nimeni în primărie. Ceva să fac, ceva să fie. Nu eu fac construcția și lucrare. Vreau să vreți să mă gândesc la centrala Gâștești, n-am altceva. Bun, răspuns. Situația, răspuns. Deci, mai aștept un răspuns de la ăștia de la Ion Gaz, că noi n-am găsit, la mine la primărie, n-am găsit nicio documentație pe rețea. Și am zis, domnul Stoica, vedeți și cu conducta asta, dacă aveți dumneavoastră proiect, n-am nimic. N-am proiect, n-am proces verbal, n-am contract, n-am plăți, n-am nimic. Hai să încercăm să dăm drumul la rețea și mă racordați pe mine, numai grădinița. Nu, am discutat treaba asta săptămâna, luni și marți, trebuia să-mi dea un răspuns pe astăzi, nu mi-a răspuns la telefon, probabil n-a ieșit Sfânta Mărie, nu. Discut din nou cu el. Și problema e în felul următor, dacă există la ei documentație pentru conducta asta și putem face recepția, ne înțepăm la gaz, mai avem timp, 2 săptămâni, mai putem 3 săptămâni, că încă nu-i frică. Este documentație. Este și vă spun, am văzut-o și noi și știm și care este problema. Au solicitat, având în vedere că lucrările au fost executate de foarte mult timp, nu mai sunt sigure, și au solicitat expertiză pentru lucrarea. Domnul Cojocaru. Am vorbit și noi. Domnul Cojocaru. Băi, este un lucru pe care rog cei care se uită la televizor. Dacă eu sunt primarul și vă spun că am căutat documentații
Deci proiect. Bă, proces, dacă vi-l punem, nu are sens să discutăm. Proces verbal de recepție nu există. Corect. S-a discutat că nu sunt documente din care să reiese investiția. Mie am cerut să mi se dea contract. De la serviciul de contabilitate. Nu mi-a dat contract, n-am domn primar. Să-i mai pun să mai caut odată. Ce Dumnezeu, dar ce eu vin aici să mă joc cu dumneavoastră? Păi dacă eu ca primar vă spun că nu mi-a venit, eu nu vă spun. De ce am spus? Căutați la voi, poate la mine s-o rătăcit, poate o dispărut, poate nu mi le dă. Și am cerut domnul Stoica, dați-mi vă rog în proiect. Când iarnă, copiii vor avea căldură. Eu mă străduiesc să aibă căldură, deci nu mă pot juca. Bun, asta... Nu mă pot juca. Păi nu, dar dumneavoastră, vreau un singur lucru, să fiți de bună credință în relația cu mine pe această discuție. Că știu la milimetru ce se întâmplă. Și dumneavoastră îmi spuneți, nu e adevărat, există asta. Eu ce am cerut și ce știu, vă spun sincer. Am cerut, dați-mi proiectul, dați-mi contractul sau plăți. Noi am întrebat și am întrebat care e problema pentru care acel tronson nu este dat în folosință. Și ce vi s-a spus? Că au vorbit cu cei de la primăria Pașcan, trebuie făcută recepția, nu poate fi făcută recepția înainte de a se face o verificare pentru siguranța rețelei, având în vedere că au trecut ani de zile. Cojoca, suntem pe aceeași situație cu Amurgului. Deci pe Amurgul există iară rețea de gaz metan. Și pe subiectul ăsta l-ați atacat. Acolo la fel. Nu am niciun document. N-am contract, n-am nimic. Deci sunt în aceeași situație. Și acum poate dumneavoastră nu știu cine ați vorbit. Eu vă spun, am vorbit cu domnul Stoica și asta e situația la ora actuală. I-am cerut, căutați la dumneavoastră, poate găsiți, dați-mi un răspuns. Cum nu mi-a răspuns? În general, având în vedere situația, pentru că ați fost prin școală, ați făcut o verificare. Sunteți mulțumit de cum arată școlile? Da, sunt mulțumit și am constatat un singur lucru, că în fiecare școală și în fiecare grădiniță și la creșe, care din punctul meu de arată excepțional acum raportat la ce a fost în 2008, în fiecare școală am investit în aceste ani de zile și am făcut săl de clasă, săl de sport, pervazuri, geamuri. Cât a fost nota de plată anul ăsta, pregătirea pentru începerea noua școală? Cât a fost nota de plată? Câteva miliarde, nu vă pot spune, nu mi-am făcut aceste calcule. Cât a plătit primăria din această nota de plată? Păi asta vă spun. Deci, în jur de vreo 2 miliarde au fost banii cheltuiți pentru deschiderea anului școlar. Materiale de curățenie, reparații, conducte, robinete. În acest an? Acum, pe ultimele două luni, nu în acest an. Eu vorbesc banii care am dat în luna iulie și august pentru ca școlile să-și poată face treaba. Curățenie, am văzut. Ziarul și-a publicat acum, cred că o săptămână, o analiză extrem de interesantă. Titlu, taxa pe părinte în școlile din Pașcan. Mai nou, jumătate din dotările din școli sunt suportate de părinții elevilor. Au lucrat pe raportul care a fost prezentat de inspectorul Iordăcheia, consilierul Iordăcheia, în plenul ședinței Consiliului Local. Reiese foarte clar că ramul școlar care s-a încheiat pentru reabilitări, reparații, curente, dotări, s-au alocat de la Consiliul Local puțin peste 65.000 de lei, în timp ce comitetele și asociațiile de părinți din 9 unități școlare au strâns 63.793 de lei. Adică cu nici 2.000 de lei, mai puțin față de cât s-a putut obține finanțare de la bugetul local. Întrebarea mea este, sunteți mulțumit de asemenea raport? Este corect asemenea raport față V-aș ruga pe viitor, când veniți cu cifre de genul ăsta, să spuneți, domnul primar, vă invit, dar vă rog, scoteți-vă următorul lucru. Eu v-am spus că în ultimele două luni eu am dat la școli, de la bugetul local, 2 miliarde de lei, dacă nu chiar mai mult, pe ceea ce înseamnă pregătirea școlilor pentru deschiderea anului școlar și pentru utilitățile astea curente, dacă vreți... Raportul a fost prezentat în consiliu. Domnul Cojocaru, eu cunosc datele. Raportul a fost prezentat eu v-am spus, în consiliu. Eu vă spun următorul. Domnul Cojocaru. Să ripostați... Domnul Cojocaru, nu pentru că se lucrează fără primar. Eu mai am acum încă un simpatizant, PDL-ul, care mă iubește și ca atare. Un asemenea raport, am spus în consiliu, dar... Probabil n-ați fost atent. Un asemenea raport când se face, se întreabă și primarul, ordonatorul de credite. El poate să se ducă în școală să vadă, se întrebe. Nu vă închipuiți că eu de aceea l-a făcut de capul ei. Probabil a cerut de la fiecare școală o situație financiară domnul și a fost centralizat. Și vreți să-l crede de bună credință? Eu puteam nu crede bună. Întrebarea este alta. Raportul... Raportul în ceea ce privește suma nu este corect. Cu siguranță nu este corect. Întrebați-mă data viitoare și o să-mi notez eu la mine în agenda să vă spun exact suma care am dat-o la școli în luna iulie și august. Reporterului care a făcut reportajul i-ați răspuns. Foarte bine că fac ceea ce fac pentru că fac pentru copiii lor. Dar răspund același lucru. Eu, când am avut părinți la școală, am pus parchet într-o clasă. Un alt părinte a finanțat, nu știu ce, catedra, unul tabla. Vorbim de învățământ public sau privat? Domnul Cojocaru, România este o țară săracă, nu sunt bani pentru învățământ. Guvernul nu alocă 6% pentru învățământ, alocă pe fiecare an mai puțin.
Deci Pașcani au fost tratat din Ministerul Învățământului ca o, cea mai ultima comună din județul Iași. N-am primit un ban de la inspectoratul școlar. Și atunci oamenii care sunt gospodari și țin la copiilor și țin la comunitate, pune, la comunitate pune fiecare mâna și ajută cu ce poate. N-au dat nici profesorul, nici directorul, au dat pentru școală. Copilul lui pleacă din școală, rămâne o clasă frumoasă. Bun. Hai să fim gospodari, pentru că dacă fac o școală frumoasă, înseamnă că orașul va fi mai frumos, copiii vor fi mai mulțumiți. Cei care în principiu aveți dreptate, dar când oamenii văd că primăria cheltuie bani pe tot felul de cetățenii și nu se duc banii, de exemplu, oamenii nu știu cum se conduce o primărie, că n-au de unde să știe. În momentul care ei aud o sumă de 1 miliard de lei, li se pare un munte. Și este un munte pentru dumneavoastră și pentru mine ca persoană particulară. Ce le uți contează? Dar sunt de acord cu dumneavoastră și fac tot ce poate ca fiecare leu să ducă unde trebuie. Bun. Nivelul datoriilor, tot din raportul respectiv, este de 1.893.796. Iar necesitățile imediate până la începerea noua an școlar de 967.784, aproape încă 1 milion de lei. Da. La rectificarea bugetară, care tocmai s-a discutat cu scandal, niciun leu. Din ce jocare? Lucrurile sunt un pic mai complexe. E adevărat. Da, sunt un pic mai complexe. Da. Dacă eu... E adevărat ce spun că niciun leu pentru învățământ. N-am luat niciun leu de la învățământ. Bun, asta e un lucru bun. Plus la domnul Cojocaru, n-am luat niciun leu în minus. Deci dați-mi voi. Deci din două rele. Deci două rele. Când am dat și când am luat, n-am făcut unul. N-am dat, dar n-am luat. Păi de asta mai lipsa să mai... Păi domnul Cojocaru, am o rugăminte la dumneavoastră. Dacă aveți cheltuieli de 20 de lei, sau de 2000 de lei în casă și mai să aveți salariul de 1000, cum faceți? Dar nu dumneavoastră ați făcut buget. Nu, dar ascultați-mă un pic. Nu, domnul Cojocaru, eu sunt medic, am diplomă de medic, nu de economist. Eu sunt primar, fac administrație și știu acum administrație. Deci știu administrație. Eu cer departamentului de contabilitate să spun așa, să am bani pentru salarii, pentru lumină, pentru tot ce îmi trebuie. Bugetul a fost prezentat în martie. Da. Ce s-a întâmplat din martie și până acum? Vă spun acum, domnul Cojocaru. Cursul de administrație. Domnul Cojocaru. Da, domnul Cojocaru, da. Intensiv. Da, intensiv, domnul Cojocaru. Da, și în martie nu știați administrație și acum Cojocaru. Domnul Cojocaru, eu nu pun cotiere. Nu pun cotiere. Nu mi-au... Da, da, domnul Cojocaru, ăsta e adevărul. Eu cer departamentului. Domnul Cojocaru. Domnul Cojocaru. Eu am fost cel care am semnat după ce bugetul a fost alcătuit de serviciu buget contabilitate pe direcții foarte clare. Să am bani de salarii, să am bani de lumină. Domnul Cojocaru. Nu dumneavoastră erați în Consiliu și spuneați nu dăm aici. Domnul Cojocaru. Mi-aduc aminte Toma când a spus domnule, avem nevoie pentru ISPA. Domnul Cojocaru. Avem rată. Ați spus nu. Domnul Cojocaru. Și multe altele. Domnul Cojocaru, vă întreb, când aveți salariul de 1000 de lei și aveți cheltuieli de 2000, cum procedați? Dar nu puteți spune că nu știați. Domnul Cojocaru, înțelegeți un lucru. Că nu mi-am pus cotierile să mă transform în economist. Am dat direcții foarte clare. Am pus 20 de miliarde pentru ISPA, pentru TVA și am dat 10 din ele. Da, am făcut această rectificare pentru că a apărut încă un lucru nou. Deci, eu sunt acum secat la buget din 9 miliarde și 200 de milioane. Pe ce motiv? Când s-a făcut proiectul și împrumutul de la Banca Europeană de Investiții la BEI, trebuia prin lege, scria, la 9 luni de zile înființat un departament de investiții, întreținere, dezvoltare, IID. Acest departament din cadrul DAC-ului, fostului DAC, trebuia să pună câte 10 bani deoparte, să avem bani pentru plata împrumutului de la BEI. Și eu acum dau 9 miliarde de lei, 200, eu asta mă seacă până la sfârșitul anului. În martie știați. Stați un pic, vă explic mai... Opriți-vă, că vă spun totul. Mi-au luat 9 miliarde de lei acum, practic mi-a secat bugetul. Bun. Pentru că am plătit din taxe și impozite. Acest IID, acest împrumut, am împrumut din serviciile de apă plătit. V-am mai auzit spunând și acum taxele și impozitele sunt tot ale pășcănilor. Faptul că îi trimiteți acum pe pășcăneni să plătească mai mult la apă... Dar este obligatoriu. Păi, dar trebuie plătit taxele împrumutul. Taxele nu sunt tot ale pășcănenilor. Domnul Cojocaru, taxele sunt pentru celelalte probleme, că nu-i numai una. Dacă noi ne apucăm la Pașcani să plătim toate datoriile, nu putem rezolva niciodată. Se rostogolesc de la un an la an și încercăm să recuperăm. Dar nu când bugetul scade cu 150 de milioane. Așa mai bine mergem domnul în Cojocaru. Pașcaneu, că iau domnul, de unde. Nu, domnul Cojocaru. Peste tot, în România asta mare, există datorii la primărie. Nu numai la Pașcani. Iași are 3.000. Să revin. Deci, 9 miliarde de lei, 900 de mii de lei bani noi, am dat acum, de asta am făcut rectificarea, pentru că eu pe data de 2 septembrie trebuia să plătesc acești bani la BEI. Sigur, îi plătește guvernul, că e garanție guvernamentală. Din martie. Dar guvernul,
Vă spun imediat și cu luna martie. Guvernul, dacă plătește banii, că e obligatorie, obligație internațională, vine la mine la, pe bugetul meu și mi-a bani, nu mă întreabă de unde. Am înțeles. Și atunci mă răstor cu tot bugetul peste cap. Acum ați luat de peste tot, de la cultură, sănătate și de la bineînțeles, căldură. Bineînțeles, inclusiv de la căldură. Deci și în martie, dacă ați fi ținut cont de sfatul consilierilor, puteți să puneți suma asta deoparte, iar acum nu ajungeți. Domnul Cojocaru, am pus la buget, noi am discutat despre spațiile 20 de miliarde care există în buget și nu m-am atins de ele. Pentru plata TVA-ului, că sunt multe lucruri care nu pot fi acoperite cu bani. Și revin. Dacă am cheltuieli de 2000 de lei și am salariul de 1000, cum să mă pot descurca? Decât încercând să rezolv lucrurile prin priorități. Acum, problema acestui împrumut trebuie rezolvat prin acest departament de un an și jumătate. Bun, dar spuneți lucrul pe nume. Problema trebuie rezolvată dacă prețul la apă dar va crește. Dar bineînțeles, prețul la apă va crește. Dar i-am spus-o, care e povestea? Bun, domnul Cojocaru, eu nu sunt demagog și populist. Cetățenii trebuie să știe că sunt lucruri care trebuie să rezolvate și nu prin scădere. Sunt în perioadă de criză. N-are de unde primăria să susțină. Bun, pentru că primăria n-are bani pentru tot. Oamenii au de domnul Cojocaru, nu există bani pentru toate lucrurile din primărie. Asta credeți? Sau nu credeți? Și asta înseamnă că trebuie să luați mai mult de la oameni. Păi așa se procedează în toată lumea, inclusiv la Paștia. Dar scădeți prețul. Dar cum să scazi prețul? Păi prin scăderea cheltuielilor. Domnul Cojocaru, pentru că există două proiecte de hotărâri Consiliul Local care cer scăderea prețului. Eu vin acum și voi iniția un proiect de creșterea prețului la apa. Pentru că asta e realitatea. Eu nu pot fi populist. Le spun oameni buni, știți, o să fie bine. Așa cum le-am spus anul trecut. Și știți ce ați spus și dumneavoastră și ceilalți colegi de-a dumneavoastră. Iar în anul 2010 nu va avea căldură. Și ce a spus primarul atunci? Oameni buni, cine vrea să debranșează, așa am spus anul trecut astăvară, cine vrea să debranșează, dar vă spun că în această iarnă cei care rămân la sistemul centralizat vor avea căldură. Așa ei, în acest moment nu mai pot spune acest lucru. În acest moment nu mai pot spune acest lucru. Și vă spun de ce. Deci, la ora? N-am înțeles. Ce n-ați înțeles? Deci, înțeleg că dumneavoastră nu mai aveți certitudinea că în această iarnă... Dar bineînțeles, domnul Cojocaru, bineînțeles. Pentru că asta e conjunctura. Pentru că guvernul PDL, guvernul Boc, ne-a făcut o bucurie. Pentru că mi-a luat salarii, mi-a luat pensii, mi-a luat alocația la copii, mi-a luat indemnizația de la mami, impostul forfetar, acum mi-a luat și subvenția la căldură. Mă întreb de ce nu sunt scris la Partidul Democrat Liberal 200 de liberali, nu numai 81. Deci toți pășcănini acum fug la PDL, fiindcă ne-au luat subvenția. Și cred că toți românii sunt scris în Partidul Democrat Liberal că s-au luat subvenția la români. Ajungem, dar vă dați seama aberația. Deci, da, în acest moment spun, nu am certitudinea. Și am să vă spun cum stăm acum, să vedeți de ce n-am certitudinea, nu mă pronunț. Și am să vă spun și la ce m-am gândit să fac. La ora actuală există 4700 de familii, deci cifră exactă, nu 200, nu 5000, nu 2000. 4700 de familii racordate la încălzirea centrală. Există 2373 de familii care au depus cerere pentru ajutor la căldură și au primit de la guvern, în funcție de banii care au avut direct la CEP, ajutor social. Cum stăm acum? 57 de lei dă bugetul local, 95 de lei dă guvernul, 170 prețul de facturare. Guvernul nu mai dă. Un pic, opriți-vă, lăsați-mă să explic ca să fiu înțeles. Faptul că se ridică plafonul de la 600 de lei la 780, o simulare făcută de mine cu cei de la REAGCL ar însemna vreo 3200-3400 de oameni care vor primi ajutoare la încălzire de la guvern. Deci 3500 din 4700 rămân 1200 de familii fără ajutoare de la guvern. Prima mea intenție și pe care eu cred de data asta că o pot rezolva este să mențin această subvenție de 57 de lei. Aia care o dau eu acum, deci nu umblu la ea. Eventual să mai pun. Eventual să mai pun. Deci acești 57 de lei care îi dau eu acum, ăștia să nu mă ating de ei. Ce am gândit? 170 prețul de facturare acum și cu 95 de lei care nu-i dă guvernul, ar fi un preț de facturare 265 de lei. Omorăm toată lumea. La 265 de lei factura, ce e? Deci suntem terminați toți. Și atunci, discutând dimineață și cu toată echipa mea și contabilitatea și toate așa, în afară de investiția de la Blăgeș, care trebuie să meargă, nu am ce face acolo, deci oamenii aia lucrează, trebuie să-i plătesc, reduc, deci nu mai am alte investiții la nivel de oraș. Am, mă rog, încălzirea la Găștești, cât o să fie? 200 de milioane, 300 de milioane, vine mâine inspectora generală, poate obțin ceva de doamna Romaniuc sau de la Ministerul Învățământului. Toate resursele financiare care le-am să le dirigez spre agentul termic. Bun. Dincolo, asta e soluția. Dincolo de vorbe. Dincolo de vorbe. Ce resurse financiare aveți la dispoziție pentru a fi direcționate către încălzire? Deci,
Dacă până acum, nu o să mă credeți, că fiecare are modul de a gândi. Am chipzuit fiecare leu și am cerut colaboratorului economie, facem o reinventariere să reducem la maxim cheltuielile care sunt. O parte din plăți, dacă le putem rostogoli mai spre anul viitor, sunt în societăți comerciale, am să discut cu fiecare în parte ce pot face, ce nu pot face. Și pe discuția avută cu cei de la finanțe publice locale, încasările au fost un pic mai mici pe august, pe iulie și august, e firesc, au fost perioade de concediu, am mai plecat în concediu, nu am plătit. Deja lucrurile stau un pic mai bine, că urmăresc zilnic execuția bugetară. Asta e hârtie de la finanțe, da. Minus 3,4 miliarde, corect. Rectificare în minus. În minus. Și e posibil să mai primiți o rectificare în minus până la sfârșitul anului. Dacă ne iau bani de la, nu ne dau bani din cotele defalcate, din ce am eu ce primesc, pe impozit pe venit și pe din TVA, eu banii ăștia, în trimestrul 4 pot umbla, am niște bani, mai am ceva, niște bani pe investiții, să văd ce mi-a mai rămas acolo, pot să-i transfer oriunde. Toate resursele disponibile duc aici. Deci dumneavoastră credeți că vor fi rectificări în plus până la sfârșitul anului? Nu. Din ce am eu acolo, de pe alte capitole, să mă duc la energie. Bun. Interesant de unde veți găsi bani. Dar da. Cel mai probabil prețul este de 260. Deci 260. Asta e din calculul hârtiei. Deci dacă eu reușesc să umblu pe această subvenție și să vedem, Consiliul Local poate hotărâ să fie plafonul pentru subvenție. Că eu cred că există totuși în Pașcan și oameni care au venituri mai mari, 30, 40 de milioane, 50 de milioane, care până acum primeau tot subvenții. Acești 57 lei. Să analizăm acest lucru și nu ne putem mișca încă, pentru că trebuie să vină anexele la ordonanța de guvern care ne spune exact. Bun, dar în ședința trecută ați luat bani de la căldură. Câteva miliarde. Am luat pentru că eu trebuia să fac o plată urgentă. În următoarea lună, deci nu la ședința asta, în primul luna octombrie, prima lună din trimestrul 4, reajajăm bugetul dacă este cazul. Și cum putem? Păi, cum dacă este? Este, pentru că ați luat banii de acolo. Domnul Cojocaru, nu i-am luat la mine acasă. Trebuia plătit. Dat, vedeți, pe de o parte spuneți că trebuie, acest capitol trebuie susținut financiar, da? Pe de altă parte vine primarul și ia 3 miliarde de acolo. Dacă eu vă repun, să spun a treia oară lucrul ăsta, am 1.000 de lei venit și 2.000 de lei cheltuieli. Plătesc întâi ce îmi trebuie, plătesc curentul ca să-l am. După aia plătesc gazul dacă l-am și iau de la una la alta și mă descurc. Asta e situația, că nu ai bani suficienți. Pentru că dumneavoastră credeți că eu mă joc de a luat-o și de a pus-o. Nu vreau să fac ce trebuie sau ce credeți? Păi, haideți să vă spun apropo de joacă și intrăm în pauza de publicitate. Erau ziariștii de la Iași. Da. Și, nu știu, la jumătate de oră, s-au ridicat și au plecat și au spus, doamne, eu așa ceva n-am văzut în viața. Aveți dreptate. Am fost și la Consiliul Județean și la Consiliul Municipal la Iași. Da. Așa cum se discută despre banii publici la Pașcan, nu am văzut nicăieri. Și erau total surprinși. Exact pe chestiunea asta. Iau de aici, pun aici. Iau de acolo, pun acolo. Și așa mai departe. Eu, înainte de publicitate, vă mai spun un singur lucru. Și cine are de înțeles, înțelege. Deci primarul Crăciunescu nu și-a pus cotiere până acum de contabil. Dar își va pune. S-au început să și le pună. Și vom lua măsuri pentru că asemenea lucruri la Pașcani să nu se întâmple. Împotriva lucrurilor care nu merg bine în primărie. Bun, haideți să luăm publicitate și revenim. Vino la magazinul pentru copii Ioana din spatele Poștei Ideal. Aici te așteaptă promoții de sezon la articolele pentru cei mici. Jucării, hăinuțe, încălțăminte, cosmetice pentru copii și Pampers la super prețuri. La etaj găsiți căricioare, pătuțuri, articole party și jucării de pluș. Ioana, supermarketul copiilor. Saco, numărul 1 în comerțul cu materiale de construcții, amenajări interioare, scule și accesorii, livrează din centrul comercial din strada Moldovei, cu propriile mijloace de transport, cărămidă și becea, oțel beton și plase sudate, țevi, profile metalice și ornamente din fier forjat, cherestea. Greu de ales, dar ai de unde. Saco.
fost răpită o fetiță de 5 ani, 1 metru și 10 centimetri, brunetă. Când un copil este răpit, fiecare secundă contează. Spune ce ai văzut. Acțiunea ta poate salva o viață. Dacă ai informații, anunță imediat poliția. Alertă răpire copil este un mecanism național de alertare a populației în cazul răpirii unui copil. Alex Junior, rafinament și calitate la prețuri de producător. Îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii pentru femei și bărbați. Rochii de ocazie pentru toate gusturile. Calitate garantată, prețuri accesibile. Alex Junior, magazinul familiei tale, pe Splanada din zona Vale. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Da, am revenit în studio după o scurtă pauză de publicitate. Invitatul meu din această seară, domnul primar Grigore Crăcinescu. Cei care au întrebări sau comentarii le pot adresa pe adresa de messenger bitv@rodiacu.com. Am primit deja câteva foarte multe întrebări, să vedem în ce măsură reușim să le să găsim răspunsuri. Bun. Am lămurit-o cu, și nu prea cu căldura. Rămâne de bază ceea ce ați spus, 200 în jur de 260 și rămâne ca administrația să găsească soluții pentru a mai scade din acest preț. Din da? Acest preț. Bun. Când se va discuta chestiunea asta? Pentru că e o problemă săptămâna, luna asta, eu sper în două săptămâni, ședința de Consiliu următoare va fi o ședință foarte grea. Am discutat deja cu domnul senator Constantinescu, președinte de filialea PSD-ului. Mâine dimineață vom avea întâlnire cu domnul senator și cu câțiva consilieri, am spus să aducă pe cine poate, să stabilim ordinea de zi și să ne facem oarecum, să ne expunem punctele de vedere și PSD-ul și noi, să vedem cum lucrăm cu aceste lucruri care trebuie obligatoriu făcute. Va fi o ședință extraordinară? Nu, ședința ordinară de luna aceasta. Bun, asta înseamnă că... Eu zic în două săptămâni. Dacă mâine punem la punct ordinea de zi, înseamnă că îți dau un lucru și în funcție de asta cealaltă săptămână stabilez ziua. Bun, spuneați așa, că nu sunt bani, drept pentru care sunteți obligați să faceți tot felul de bugetul n-a fost bine orânduit de la început. Dar asta e, v-am spus. Picioarele, așa ați spus. Domnul Cojocaru, reformulez. N-a fost executat ca lumea, pentru că eu la buget, în 2010 și în 2009-2010, am spus, asta am cerut, că ăsta e rolul meu de primar. Eu nu sunt specialist, eu n-am dat concurs ca să fiu primar. Ascultați-mă un pic, n-am dat concurs. Păi asta e adevărul. Și am cerut aparatul de specialitate. Vedeți, nu avem probleme cu salarii. Părerea mea personală că v-ați pierdut tot sprijinul primăria Bașcan. Dacă înainte, haideți să vă spun altcumva. Da. Știți cât l-am criticat pe Rățăi. Da. Așa. Dar aproape toți funcționarii din primărie în timpul administrației Răsoi erau în jurul lui. Da. Știți de ce? Pentru că niciodată nu dădea vina pe altul. Dar eu nu dau vina pe nimeni. Asuma răspunderea, el și-o asuma indiferent de situație. Corect, asta fac și eu. Acum în primărie vă spun, nu știu dacă în afară de consilieri, cei doi consilieri dumneavoastră, nu știu dacă și domnul Nechifor, bineînțeles, dacă mai este cineva de partea dumneavoastră. Știți de ce? Pentru că și-au dat seama prin declarațiile dumneavoastră publice, nu prin deducție, că după ce au făcut ce dumneavoastră le-ați cerut, acum i-ați pus la zi. Domnul și nu e prima dată când am auzit această chestiune și am văzut o reacție care m-a lăsat cu gura căscată. Eram la ultima ședință de consiliu și ați dat vina pe contabila de la buget contabilitate, pe care tocmai ați schimbat-o și ați pus o altă contabilă acum, în legătură cu rectificare bugetară. A ieșit și a început să bocească pe hol. Asta este reacția domnul funcționarilor Cojocaru. Dumneavoastră din domnul primărie. Cojocaru. V-am ascultat, m-a ascultat și pe mine? Vă rog. Deci, i-am spus și repet, îmi asum toate lucrurile bune și rele din primărie. Am servicii care merg din nota 10 și ați avut pe președinta de sindicat în emisiuni și nu v-a spus că nu v-a confirmat că sunt terorizați, că sunt stresați, că sunt obligați, că sunt sancționați. Nu v-a spus acest lucru. Da,
am o problemă la departamentul de buget contabilitate, pentru că toate necazurile se trag de acolo. Atât în acest moment. Acolo restul unde, și nu tot colectivul. Acolo și unde nu tot colectivul. Șefa contabilă v-a refuzat la plată plăți de 4-5 miliarde de lei până acum? Domnul Cojocaru. Aceeași persoană care până acum 3 ani de zile a fost bună când v-a semnat plățile și acum când a venit raportul Curții de Conturi și când n-a vrut să semneze anumite chestii, nu mai este bună? Vorbim de aceeași persoană? Domnul Cojocaru, de ce credeți dumneavoastră minciunile unora și nu adevărul meu? Spuneți-mi care este minciuna. A minciuna este că s-au făcut refuz la plată. Domnul Cojocaru. Domnul primar, eu vă dovedesc lucrul ăsta. V-a mai întrebat și în ședința pe comisii dacă este adevărat că dumneavoastră ați luat bani de la salarii, da, și ați spus că nu. Da, corect. Ei, și după aceea am revenit și am spus că aveți dreptate. Nu, da. După ce noi am publicat documente. Da, domnul Cojocaru. Dumneavoastră ați mințit, nu noi. Și noi prezentăm documente subiect și în legătură cu chestiunea asta. Uitați-vă la mine. Uitați-vă la mine. Da, în acel aspect ați avut dreptate. E ok? Și asta cu refuz la plată nu aveți dreptate. Nu, bun. Pentru că între timp, fiind păcălit odată de conjunctura cu salariile, vă spun acum care este situația. Au existat plăți, domnul Cojocaru, care au fost refuzate nu, la plată și știți cum să faci un refuz la plată dumneavoastră? Știu exact cum, domnul primar. Spun, puneți-mi, dacă să vedem că e data asta trebuie dumneavoastră să... Dumneavoastră propuneți o plată, ordinul de plată trebuie să aibă niște semnături. Da, această și trebuie să aibă o ștampilă. Acea semnătură, da, din partea șefului de la, da, contabilitate n-a existat, iar în registrul special există și motivația. Domnul Cojocaru, asta este făcut retroactiv, ce spuneți dumneavoastră. Uitați-vă la mine. Păi dacă nu e semnătura, ce înseamnă retroactiv? Uitați-vă la mine. Știți cum să facem refuz la plată? Nu dați-mi voie, dar... Parcă eu... spuneați că sunteți doctor și nu da, economist. Dar v-am spus că mi-am pus cotierele. Bun. Păi ascultați-mă, în momentul în care se face refuz la plată și am avut, după toate discuțiile astea, două refuzuri la plată, cu adresă. Păi înainte ați spus că n-ați avut niciun refuz. Nu există niciun refuz la plată. Păi acum ați spus că ați avut două. Dar nu vreți să mă lăsați să termin ca să înțelegeți ceva din ce vă spun eu? Bun, mi-e greu să înțeleg. Păi, dar nu aveți, păi pentru că nu, domnul Cojocaru, pentru că fragmentați fraza. Deci vă repet, un refuz la plată se face în felul următor. Contabilul face adresă scrisă. Domnule primar, vă aduc la către. Primarul Pașcan, vă aduc la cunoștință că nu se poate face plata la articolul 52.02 pentru că nu există bani în buget. Eu decid. Dacă scriu, se renunță la plată, semnez, sau se face plata pe... Și de ce? S-ați dat drumul la plată? Nu, domnul Cojocaru, nu. Bun. Pentru că, de ce vă spun că după toată discuția asta lucrurile merg spre bine? Am cerut, v-am spus că am avut probleme cu curentul electric și ăștia mi-au cerut, domnule, dă 100.000 de lei. Și am cerut contabilității să-mi facă ordin de plată de 100 de miliarde. Vine contabil, refuz la plată pentru că în cont existau 30.000 sau existau numai 300 de milioane. Știți ce am spus? Se plătește suma de 300 de milioane care există în buget. Este prima și nu a fost refuz pentru că am plătit cât am avut în buget. Ei, acum bun, începem trebuie să facem ce trebuie. Bun, întrebarea, eu v-am spus, nu, dar v-am spus care e starea de spirit. Sunt minciuni. Și care credeți. E starea de, da, spirit și nu e asta întrebarea starea justificată de este următoarea. 3 ani de zile a fost bună și când a venit domnul curtea Cojocaru, de conturi. Domnul Cojocaru, există lucruri care se pot spune și lucruri care nu se pot spune. Colectivul meu de la primărie este un colectiv bun. Cu excepția 1, 2, 3 oameni care, așa se întâmplă la un colectiv de 100 de oameni, nu corespund momentului și sarcinilor pe care le au. Dumneavoastră spuneați că nu sunt bani. A venit domnul Pantaze cu niște documente, erați foarte iritat când le-am prezentat. Vreau să le discutăm foarte pe scurt cât ne permite timpul, pentru că sunt extrem de importante. Da. 500 de milioane de lei, iată, în prima jumătate a anului pentru publicitate radio și TV. Da. Sunteți atent sau... Da, sunt atent, domnul Cojocaru. Vă rog. Vă ascult. Era o cheltuială prioritară? Face parte din activitatea primăriei. Mai prioritară decât Cojocaru, decât sănătatea, nu, decât salariile... Deci, nu, este tot ce trebuie, e făcut pe parcursul anului. Acest capitol mi-l permite legea și l-am făcut. Nu, 500 de milioane pentru prima jumătate a anului, domnul primar. Dați-mi voie să deschid o paranteză. Toate hârtiile astea care domnul Pantaze le-au avut, nu le-am avut. De asta spun contabil, deci departamentul de buget, contabilitate merge bine. Pentru că informează consilierii și nu informează primarul. Nu, nu informează. Lumea trebuie să înțeleagă următoarea chestie. Ce să înțeleagă? Dacă dumneavoastră sunteți supărat, înseamnă că vreți să ascundeți. Nu e adevărat. Iar eu mă bucur când o asemenea hârtie apare în spațiu. Domnul Cojocaru, nu vreau să ascund nimic, că nu se poate ascunde. Nu pricepeți că actele sunt la vedere, vine curtea de conturi. Este corect. Eu nu de conturi vine o dată pe an. Eu vreau să vă spun că nu știu dacă suma este corectă, dar publicitatea, domnul Cojocaru,
Dar public, lăsați-mi să-mi arăt eu hârtiile mele. Păi, dar ăsta ce sunt? Domnul Cojocaru. Ăsta care, domnul ce problemă Cojocaru? Eu vă spun următorul lucru. Hârtii le aveți dumneavoastră, le are domnul Pancaș și nu le am eu. E corect ce se întâmplă la acel serviciu. Dar poate spuneați că v-ați spus, stare contabilitate. Domnul Cojocaru, mie legea îmi permite să fac aceste cheltuieli și le-am făcut că sunt absolut necesare. Deci, da, pe e jumătate de an, 550 milioane. Domnul Cojocaru, da, pentru că nu știți cum merg locul la o primărie, că nu o să fiți primar, nu vedeți. Aveți de plătit căldură. Domnul Cojocaru, am plătit salarii, am plătit căldură, nu-i nimic în urmă. Păi mai înainte ați spus că nu aveți bani pentru căldură. Domnul Cojocaru, nu avem pentru tot 700 anul. 700 de milioane pentru telefonie mobilă și fixă. Domnul Cojocaru, în primărie sunt 100 de oameni. 700 de domnul milioane? Cojocaru. Dacă luați toate domnul școlile Cojocaru, la... Domnul Cojocaru, am făcut reduceri la telefoane de 50%, veniți să vedeți contractele. Păi înseamnă că vorbeați permanent la domnul telefon? Domnul Cojocaru, se vorbește cât domnul trebuie. Domnul 700 de milioane, dacă faceți 1.100 de milioane pe lună. Domnul Cojocaru. Sunt 100 de oameni în primărie care discută. La primărie vin zeci și sute de oameni zilnic. Eu vă spun, luați domnul cea mai mare societate din Pașcan, dacă are o asemenea domnul sumă. Domnul Cojocaru, am om care se ocupă de acest lucru, am făcut contracte, am redus. De aproape 3 miliarde de lei, luate de la omul dumneavoastră din PNL. Nu e omul meu, nu e care e omul meu din PNL, cine? Nu vreau să dau numele societății. Dar eu vă spun următor lucru. 3 miliarde de lei pe hârtie, domnul primar? Domnul Cojocaru. Minciună, cum să dai 3 miliarde pe hârtie? Domnul Cojocaru. Eu nu știu. Fișa. Da, scoateți fișa, n-am nicio problemă. Dar cum vreți să discutăm? Deci dumneavoastră de asta luați apărarea Serviciului Buget Contabilitate, că furnizează aceste lucruri. Deci astea le-a luat de la unul fantazii, le-a prezentat în Consiliul Local. E regulă, dar eu nu le am. Le-am și eu și-l discutăm. Dacă erați interesat, le aveați, domnul primar. Nu, domnul Cojocaru. Sare de 800 de milioane de lei. Domnul Cojocaru. 200 și ceva de lei. Nu e adevărat. Nu s-a luat sare de 800 de milioane de lei. Luată sare de 400 de milioane de lei. Eu aveți două facturi de sare. Domnul două Cojocaru. Facturi. Eu vă spun că în această iarnă, eu probabil, nu știu cum au fost plătite. 200 și ceva de tone, domnul primar. Domnul Cojocaru, în această iarnă, nisip și sare a fost dată în tot orașul. Nu știți cât se dă. Nu știți. Știți? Dar cât știți dumneavoastră. Dar bineînțeles că știu, pentru că eu fac acest lucru. Balastru și sort de peste 1,5 miliarde. Da, domnul Cojocaru. Avem două balastiere. Una este concesionată și nimeni nu se gândește să o ia înapoi. Da. Și una este închisă. Nu ar fi mai, mult mai logic și mai ieftin să deschideți balastiera și domnul să... Domnul Cojocaru, balastiera are utilaje din 1980. Este toată ruginită. Nu putem să dăm drumul la balastiere. Iar balastiera cealaltă este concesionată de către, așa am găsit lucrurile și așa sunt în continuare. Nu este rentabil să deschidem balastiera noastră. Nu putem. Dar este rentabil să cheltuiți milioane de lei? Da, este, e normal, pentru că trebuia să balastăm străzele de la Găștești, să facem legătura dintre Găștești și... Păi cu banii și... nu luați utilaje, nu, domnul primar. Cojocaru, nu. Nu știți cum se conduce o primărie. Iertați-mă. Așa ce... trebuie. Domnul primar, eu sunt ăla proști și dumneavoastră sunteți ăla deștept. Domnul Cojocaru, nu sunt băiatul deștept. Sunt băiatul care face treabă la primărie și ce se întâmplă. Domnul primar, care treabă? Uitați-vă la banii ăștia. Domnul Cojocaru, toți banii ăștia se regăsesc pe drumurile balastate în Pașcani. Când aveți nevoie, vă spun pe ce străzi. Cetate, repet, papetărie 3 miliarde, sare de 800 de milioane. Domnul Cojocaru, nu știți ce se întâmplă. Piese de schimb de 1,5 miliarde. Nu știți. Piese de schimb. Domnul Cojocaru, toate piesele astea de schimb, dacă sunt atâtea, nu mă întrebați pe mine câte sunt. Au fost făcute în baza unui referat, dacă există referat aprobat, trebuie să regăsească acolo unde sunt puse. Publici, domnul primar. Domnul Cojocaru, dar eu nu eu și duc acasă, domnul Cojocaru. Bun, la souri de câini 49 de milioane. Semințe pentru flori 54 de milioane. Da, orat, florata frumos. Mai târziu doar pe mine. Pentru lalele 50 de milioane. Au scos trandafirii și iată semințe și bun de 100 de milioane de lei. Eu sunt primar la ora actuală și am vrut să fac orașul frumos. Și am reușit, domnul Cojocaru. Da, cheltuieți bani, domnul primar. Domnul, dar ce vreți să facem fără bani? Nu, dar dacă erau flori acolo. Uitați, domnul Cojocaru, 100 de milioane. Orașul a arătat cum a arătat până am venit eu primar. Cum arată cum trebuie. 100 de milioane. Da, domnul, câți oameni aveți la primărie? Care ies cu lopata în mână. Deci iarna ies cât trebuie. Ați plătit aproape 2 miliarde pentru închirieri, mașini și utilaje. Pentru ce? Domnul Cojocaru. Ce ați închiriat? Dumneavoastră este închiriată o mașină, în acest an s-a închiriat o mașină. Pentru ce? Pentru ce am avut noi declarat. Ce ca și... Păi demolarea absolut toată de acolo. Pentru ce că nu mai am... La... Centrul de plasament vechi, din fața primăriei. Și am cărat balast, și am cărat la Sodomeni. Dar acolo de unde cumpărați? Eu dacă cumpăr domnul lemne, mi-aduce lemnele acasă. Domnul Cojocaru, eu v-am spus că am curtea de conturi. Mi-a să puteți să spuneți ce vreți. Eu am făcut ceea ce trebuie pentru ca lucrurile ca primăria să funcționeze. Bun.
Astea sunt cheltuielile mici. Sunt și cheltuieli mari. 2,4 miliarde la barieră pentru lucrări neexecutate. Ba, sunt executate? Nu. Acum au început să lucreze. Domnul Cotocaru. Ce domnul de afaceri? Ați dat 7 miliarde de lei pe, pe documentație tehnică. Domnul Cotocaru, nu are sens să facem această discuție. Dar de ce să nu purtăm? Pentru, că dumneavoastră începe să spune și uitați-vă care povestea cu barieră. Domnul Cotocaru. Deci la barieră s-au procurat materiale. Nu s-au făcut lucrări. Care nu au fost găsite. Nu, au fost găsite, domnul Cojocaru, că exista o altă parte în Pașcani, nu la barieră, ca înseamnă să poată fura. Înseamnă că citit procese verbale. Nu, înseamnă că acest proces verbal a fost făcut de cineva cu intenție. Nu-mi la mine să mă întrebe. Păi zis, domn primar, asta am făcut. Domnul Cojocaru, este Curtea de Conturi, dacă eu am dat... Centrul de afaceri 7 miliarde de lei pe documentație. Nu. Domnul ați insistat atât de mult să fie plătiți banii ăștia, consilierii să, să aprobe aceste plăți, ați făcut conferințe de presă la Iași, ați pus presiune pe Consiliul Local pentru 3 kg de hârtie. Domnul Cojocaru. 2 miliarde de lei kilogramul de hârtie. Domnul Cojocaru, pentru centru de afaceri au fost bani repartizați de la guvern, pe care noi i-am primit și i-am cheltuit. Dacă nu terminam proiectul, trebuia să dăm acei bani înapoi. Bun, am făcut proiectul. Acum că ați pierdut 7 miliarde de lei, am făcut proiectul, l-am trimis la Agenția de Dezvoltare Nord-Est. Agenția de Dezvoltare Nord-Est până în acest moment nu mi-a spus e eligibil, nu e eligibil. Asta e situația. Așa se procedează. Nici nu mai este valabil. 7 miliarde sunt pierduți. Domnul Cojocaru, așa merg lucrurile. Bun. Da. Și vă întrebați de ce nu aveți bani? Nu, domnul Cojocaru. Da, nu, e cu totul altceva. Bun. Deci, sala multifuncțională. Da, ce 1.600.000 mai mult decât oferta. Domnul, scrie în raportul Curții de Conturi. Dacă ar fi să le adunăm... Domnul Cojocaru. Sunt 10 miliarde de lei. Domnul Cojocaru, banii ăștia nu i-am luat primarul sau altcineva să iei acasă. I-a gestionat prost, domnul primar. Nu i-am gestionat eu, domnul primar. Domnul primar, domnul Cojocaru. Se va modifica legea 215. Pentru că dumneavoastră nu înțelegeți un lucru și nu înțeleg de ce nu-l înțelegeți. Sala multifuncțională. Există serviciul de investiții care el primește prețurile, comanda, timpul, contractele, tot. Deci în momentul în care s-au făcut aceste plăți, nu primarul trebuia să vadă că prețurile astea sunt mai mari. Trebuie să vadă contabilitatea și cel de la investiții. Domnul primar, știți cum a fost acolo? Cum a fost o ofertă de preț. Au fost chemați oamenii la renegociere. Și s-a renegociat în sus, cu 60% mai mult. A negociat portarul? Domnul Cojocaru. Cine anume a negociat? Dar dumneavoastră, ia răspund, eu știu și dumneavoastră spuneți că e altfel. Lucrurile stau în felul următor cu acele cu sala multifuncțională. Cu acele scaune care le-ați luat de la un cetățean străin? Domnul Cojocaru, nu vorbim de scaune, vorbim de tapiceria de scenă. Da, mecanica de scenă. Mecanica de scenă și tapiceria. Dar nici în scaunul nu e în regulă. Domnul Cojocaru, e în regulă, pentru că am avut control, e descărcat de gestiune, totul e în regulă. Bun. Nu e prejudiciu, domnul Cojocaru. Este o plată făcută în plus, dacă nu se va... Primar, cum puteți spune asta că nu este prejudiciu? Orice leu în plus față domnul de prețul pieței domnul este Cojocaru. Prejudiciu, domnul în momentul în care există lucrarea făcută și actele nu sunt în regulă... La ce preț? Domnul Cojocaru. La ce preț? Sper că dumneavoastră veni și spuneți ce am făcut. La ce hai preț? Hai să terminăm cu sala multifuncțională. În 2005, când s-a făcut licitația, prețul pentru recuzita de scenă, pentru tapiseria de scenă și cortina mecanică de scenă era de 1 miliard și vreo 700 de milioane. Noi am făcut lucrarea în 2010. La sfârșitul 2010, pe 22 decembrie, am întrebat pe Nicheta, domnul Nicheta, dacă s-a terminat investiția, da, domnul primar, faceți plățile, hai să facem plățile, că altfel banii se întorc înapoi la guvern. Ce un piculeț. Ordinul de plată, domnul? Ordinul, OP-ul. Cine? Hârtie. Și atunci, Nichita, păi îl semnează directorul economic, care trebuie să verifice. Sunt câteva semnături acolo. Domnul Cojocaru. Sunt câteva semnături. Și acum mă ascultați? Vă rog. Oferta de preț a venit la cel de la investiții, care se ocupă de investiții, nu la mine, că doar nu pot să știu dacă costă un leu sau 2 lei metru pătrat de cortină. Păi dacă nu mă credeți, e problema noastră. Aveți sentimentul că toți ăștia care se uită la televizor domnul sunt niște proști? Domnul Cojocaru, așa credeți dumneavoastră? Nu, de ce luați numai partea reală? Vă spun de ce dumneavoastră veniți și spuneți cam așa, dacă e să concluzionăm. Da. Oricine vine în primărie, poate fraierii pe oricine, poate să ceară orice preț domnul și primăria plătește. Asta spuneți dumneavoastră.
Dar pentru numele lui Dumnezeu, chiar nu vreți să înțelegeți că prețurile au venit la investiții care le-au analizat și s-au dus și le-au discutat cu cei de la contabilitate. Nu știu eu rata inflației și legea de cât trebuie plătit în plus. 60%. Și au venit, da. Deci când au venit, ordinul de plată când au venit la mine era semnat de cel de la investiții legat de prețuri și de directorul economic. Dacă ar fi să calculăm ceea ce v-am spus dumneavoastră, sunt 10 miliarde de lei. Domnul Cojocaru, dacă cineva dorește ca mie să mi se întâmple să mă duc la pușcărie. Nu, vedeți unde sunt banii. Ascultați-mi un pic. Nu, domnul Cojocaru. Aici sunt banii. Legea, domnul Cojocaru. Nu mai dați bani la clientele. Nu mai dați bani la clientele politică. Nu dau bani la clientele politică. Nu aveți bani pentru... Domnul Cojocaru, s-au dat bani la clientele politică în alte timpuri. În mandatul meu nu s-au îmbogățit nimeni. Că eu am venit bogat la primărie, n-am venit un sărântoc. Rămâne de văzut. Da, domnul Cojocaru, n-am venit un sărântoc la primărie. Ionița a venit și a mai dat o soluție. Hai să... Bine, spuneți, domnul. Dacă vreți să ieșiți... Nu, mă uitam la ce ați spus. Nu, nu am nicio problemă, vă rog, ziceți. Ionița a spus în ședința Consiliului că o altă soluție ar fi ca firma dumneavoastră să-și achite datoriile noastre. Domnul, mie cineva mi-a spus ceva despre caracterul domnului Ioniță. Se pare că ajung la acea concluzie. Acea întâmplare cu firma fiului meu, că din 2004 nu mai este a mea, este a lui, să treabilim foarte lucrurile, a fost făcută cu țintă pentru că am candidat la primărie. Hai să terminăm discuția. E ultima dată când accept să mai discutăm pe acest subiect. Este în proces. Dacă instanța va spune că trebuie să plătesc, voi trebuie să plătesc. Penalitățile cu acea hotărâre care e gogonată, e adevărat. Da, ia să vă spun. Dar dacă aveți acolo și o componentă pentru ocuparea domeniului public pe foarte mulți ani. Niciodată nu mai declar în asta acest subiect. Este în instanță. Dacă instanța spune că trebuie să plătești, voi plăti. Am închis subiectul. Care-i povestea? Gata. Bun. Deci este o chestie politică făcută. Există un oraș după cum știți 30 de penalitățile, da. Repet, în legătură cu deținerea domeniului. Dar dacă vă spun că instanța va hotărâi, ce mai aveți de documentat? Bun. Hotărăște, aștept să vă spun. Da. Alții plătesc. Păi nu, domnul Cojocaru, că și eu plătesc. Firma mea nu are niciun leu datorie nicăieri. Asta a fost o măgărie politică. Bun. Dacă eu vin la Natalie în curte și îmi fac o casă sau îți ocup terenul, nu mă pui să-ți plătesc? Există... Primăria trebuie să mă pună să plătesc la vremea respectivă. Dacă ești proprietar și ai grijă de proprietatea ta. Ceea ce face acum în postan. Să spuneți că n-a fost o înțelegere între dumneavoastră și primar pentru ocuparea domeniului. Nu, i-am spus la domnul primar în 99, că era acolo și prefectul, era și multă lume era acolo. Și a zis, domnul, hai să facem pentru salvare. O uitate primăria, am uitat eu și ne-am trezit pe o chestie făcută cu răutate. Dar bun, nu asta e povestea. O altă soluție sunt și a fost o conferință de presă la PDL. Chiar un tânăr de acolo a dat soluția asta și mi se pare corectă. Dacă ea ar fi pusă în practică. Există o listă cu foarte multe cereri de concesiuni. De mult timp. Poate chiar și din timpul fostei administrații. Da. Care n-au intrat în dezbaterea Consiliului Local. Din ce motiv? Pentru că dacă ele ar fi aprobate sau respinse, nu contează, cei care ar avea șansa să înceapă o afacere, ar plăti, ar aduce un leu, 10 la bugetul local. Din ce motiv? Pentru că acel PDL s-a spus, doamne, e vorba de șpagă. Doar cei care plătesc au aprobare. Domnul Cojocaru, tineretul PDL-ist ar trebui să nu fie învățat să mintă și să fie demagogingă de tineri. Și revenim la subiectul de fond. De când sunt eu primar și este echipa asta nouă, niciun metru pătrat de spațiu verde n-a fost ocupat. Nici un metru pătrat de trotuar. Păi, vă spun un... Eu vorbesc de cele de concesiune. Ascultați-mă. Păi ascultați-mă până la capăt. De ce Dumnezeu nu aveți răbdare? Nu, dar ce legătură are asta? Păi are legătură. Pentru că mi s-a cerut să concesionez față din față la realizare. Dar nu trebuie să aprobați cerere, domnul primar. Domnul Consiliul Local ne aprobă. Domnul Cojocaru. Eu fac politica în ceea ce privesc... Da, domnul Cojocaru. Consiliul Local, deci dacă sunt adresate Consiliul Local. Nu, domnul Cojocaru. Eu sunt ales unii nominal și dacă cine vrea să concesioneze... Domnul primar, citiți legea 215, concesiuni cu 2-3, știți bine, în Consiliul Local. De acord cu dumneavoastră, în momentul în care politica mea, în ceea ce privește orașul, corespunde programului meu electoral. Păi, dar vă spuneți cu subiect și pentru că dumneavoastră de protase intră. Nu, domnul Cojocaru, nu intră în Consiliul Local dacă eu consider că acea concesiune nu trebuie făcută. Extraordinar. Da, domnul Cojocaru, pentru că mi s-a cerut să concesionez terenul din fața la Liafar. Nu aveți decât să faceți raportul. Nu, știți, domnul Cojocaru, nu. Faceți raportul și va fi respins. Nu, domnul Cojocaru, nu să respinge de raportul, să respinge în funcție de vot, nu de raportul meu. Deci eu am hotărât că sunt zone în oraș care dar nu sunt concesionare. Dar nu aveți competența administrativă domnul să hotărâți. Să mă deie cineva în judecată. Să mă deie în judecată. Păi, dar sunteți mai rău că au prins secretarul în cazul de față. Nu, domnul Cojocaru. Pentru că nu pot să concesionez, de exemplu, spațiul din față la Raiffeisen. Mi s-a cerut să concesionez acest... Trebuia să-l pun în Consiliu? Să mă trezesc că Consiliul aprobă și eu trebuie pe urmă să... Și omul are dreptul să ceară. Nu, are dreptul să ceară. Legea reglementează cine să dea un răspuns. Și de asemenea, omul are dreptul la un răspuns. Domnul Cojocaru.
Problema legată de răspuns trebuie să-i răspund Domnului da sau nu. Sunt cereri pe mandatul meu, cereri de concesiune. Pare mi se că sunt încă vreo 30 de cereri, dacă nu greșesc, la care nu s-a dat răspuns. Dar sunt și din urmă și de acum. La celelalte, la toate. Am spus, n-am dat răspuns la acele cereri, unde eu, în calitate de primar și de la oraș, am considerat că nu se poate concesiona. Și vă dau cazuri concrete. Bun, dar răspunsul tot trebuie să-l dau. Dar eu i l-am dat. Nu. Unde? În cazurile astea în speță. Deci omul a venit și a spus, primar, am adus cererea, am înregistrat-o, vreau să concesionez. În acea zonă, cât sunt eu primar, nu se concesionează. Nu, este dar ți-ai răspuns conform legii în scris și așa mai departe. Domnul, se poate da răspunsuri directe când discut, că nu poți să-ți domnul. Mă întreba pe ce am cheltuit hârtia. Da, deci am cheltuit așa multe hârtie. Chiar vă întreb pe ce da, exact. Vedeți, nu iese. Da. Deci, există celelalte oameni care, da. Știți bine, oameni care au ocupă deja domeniul public fără să plătească. Am discutat atât de mult despre el și primăria tace. Nu tace, domnul Cojocaru, nu tac. Deci această problemă eu am scos-o la ideală. Bun, dar n-ați dus-o până la urmă. Dar domnul Cojocaru, nu cunoașteți mecanismele. Deci, iar, într-o primărie... Încep să cunosc atât de bine mecanismele, încât nu vă puteți În administrația locală există birocrație. Eu am cerut, de foarte mult timp... De fapt, e administrația ăluia de peste punct. Domnul Cojocaru, Domnul Cojocaru, uitați-vă ce s-a întâmplat acolo. Acum am constatat, deci am făcut o comisie prin dispoziție de primar, condusă de viceprimar, prin dispoziția mea. Oamenii s-au dus și au verificat și au găsit 34 de societăți, acum constat că sunt vreo 4, 5, 7 cazuri în care, domnule, am deja vânzare, cumpărare, am deja concesionat. Suprafața aia n-am făcut decât să pun pavele pe ea pentru că era lângă mine la magazin și voiam să arate frumos. Dacă nu vreți, scot pavelele și o lăs cu pământ, cum era înainte. Important, nu înțelegeți, important este că a ocupat domeniul public domnul primar, fără aprobare, fără să plătească. Domnul Cojocaru, eu am cerut aparatul de specialitate să facă acest lucru. În acest moment suntem în următoarea situație. Există certificat de urbanism eliberat la inițiativa primăriei pentru fiecare din cei 34 de proprietari sau societăți comerciale care dețin acest spațiu. Numai că deja am vreo 8 sau 9 până la 10 contestații pe faptul că acele terenuri deja există acte sau există cereri puse din nu știu ce an și nu au fost aprobate. Știți că au fost discuții că sunt protejații PNL-ului? Nu e adevărat, domnul Cojocaru. Nu există treaba asta. N-am protejat pe nimeni și n-am îngrășat pe nimeni. Vă spun eu. Cu siguranță. Bun. Vă întreabă, haideți să trecem la întrebări. Domnule primar, de ce a rămas Pașcaniu în urma tuturor orașelor din jur? Mai avem 10 minute. Pentru că... Cum explicați faptul că orașul arată atât de mizerabil, drumurile din oraș sunt atât de rele, strada principală din centru nu s-a terminat încă și piețele sunt și mai degradate? Nu am putut face mai mult pentru că n-am fost sprijiniți la guvern de absolut deloc, deci n-am primit bani absolut deloc. Suntem într-o perioadă de criză. Bugetul local care îl avem a reușit să facem câteva lucruri. Să amenajăm această piață cu fonduri de la guvernul Tăricianu, să scăpăm de ghenirile gunoi, să facem canalizare pe Dragoș Vodă și pe Strada Rozelor, să facem o serie de lucruri care se văd în oraș. Nu există bani, că mi-aș dori la fel de mult ca orice cetățean să fie mai frumos. Domnule primar, eu sunt unul din cei care v-au votat. Vă mărturisesc, îmi pare rău și vă promit că nu vă voi mai susține și vă asigur că veți ajunge, că nu veți ajunge primar pentru încă un mandat. De ce? Pentru că am sperat că faceți așa cum ați avut sloganul, eu pot, eu fac. Orașul a devenit mai nesigur în ultimii 3 ani, colcă câinii pe străzi de Pașcani și așa mai departe. Eu îi respect și mă bucur de acest mesaj, pentru că asta îmi dovedește mie că oamenii sunt interesați de starea urbiei. Dar îi spun acestui concetățean al meu că îmi doresc mai mult decât el să fac mai mult și mai bine, că ar fi în interesul cetățeanilor și am eu, ca imagine. Astea sunt posibilitățile. Dacă înțelege ce am spus eu, e bine. Dacă nu, rămâne să nu mă boteze. De ce nu îi amendați pe cei care se potrivesc strângerii câinilor din zona Vanei, în special Potolică și Diacon? Păi vă spun ce se întâmplă. O parte îmi spun de ce nu îi strâng, o parte sar la scandal de ce îi strâng. Sunt între Ciocan și Nicovală. Eu spun că trebuie să protejăm câinii, să-i ducem la padoc și să facem atât cât se poate. De ce nu sunt supravegheați oameni de la salubritate care se prefac că mătură străzile și în urma lor lasă mizerie și praf? De ce nu folosiți mașina să stropiți vara apelele principale cu apă? Cei de la salubritate, oamenii ai primesc 500 de lei salariul.
eu mă duc și cei care au ochi să vadă, când se lucrează la plombat, când se fac lucrări de anvergură mai mare, că am foarte multe probleme. Cât sunt eu, oamenii lucrează. După ce plec eu, ăsta e sistemul bugetar. Domnule primar, de ce funcționarii pripăniei responsabili cu întreținerea și repararea străzilor pretind bani folosite necuveniente pentru amenajarea unor parcări private? Eu vă pot spune următorul lucru, că în cei 3 ani și jumătate de când sunt eu, la toate plombările care le-am făcut, noi nu s-au pus mixtură în curți la oameni, la persoane particulare și chestii de genul ăsta. Dacă oamenii, eu știu ce pretend, nu știu, n-am văzut. Eu am fost personal pe toate străzile când s-au plombat, nu vine să-mi spune, domnule, cu oamenii ăștia mi-a cerut bani. Dar nu s-au pus nicăieri mixtură. Dacă e cineva care mi-arată mic, s-a făcut o parcare pentru cineva privat, nu știu de la ce se referă. Nu cunosc subiectul. Eu știu că n-am dat voie să se pună la persoane fizice, pe podețe, pe curte, pe cum se făcea în ceilalți. Domnule primar, de ce majoritatea funcționarilor din primărie, căci nici pe departe nu sunt niște genii, au fost angajați numai cu pile și relații? Când reparați lumina pe strada Gării, de la Esplanadă până la depot? Acum, recent, poate e o problemă recentă. Deci am trimis oamenii pe stradă săptămâna trecută, 2 seri la rând. A fost inginerul Popa, l-am trimis pe domnul Mârț, e nevoie, voi trimite viceprimarul să văd, nu cunosc subiectul, deci îmi notez strada Gării, mâine trimit oamenii acolo să văd despre ce e vorba. Domnul primar, mai aveți de gând să candidați pentru un mandat? Cu siguranță și eu cred că oamenii de bună credință din Pașcani vor fi lângă mine. Altă întrebare, când plătiți salariile pentru însoțitorii persoanelor cu handicap? E o problemă care mă frământă, e o problemă de care sunt preocupat. Am spus-o și în Consiliul Local. Vă spun și aici și vreau să fac o rectificare la o afirmație făcută de dumneavoastră personal, că am făcut o afirmație că dau, dacă plătesc însoțitorii persoane cu dizabilități, arunc banii la gunoi. Nu, nu am spus altceva. Am spus declarația dumneavoastră a fost după cum... Îi dau la groapă. Nu, îi dau într-o groapă. Banii? Acești bani din bugetul local e ca și cum i-ai arunca la groapă. Și la groapă, dar nu e același lucru cu gunoi și cu groapă. Nu, dar că la groapă se dă gunoi. Nu, vă spun de ce. E ca și cum i-ai arunca la groapă. Așa am spus, așa am scris și noi. Da, eu am găsit undeva termenul gunoi. Deci, repet, e următorul lucru. Dacă eu plătesc pentru o lună salariile la persoanele, însoțitorii persoane cu dizabilități, guvernul când îmi dă bani, nu mai e în considerație că am plătit eu. El îmi plătește pe restul lor. Asta e toată povestea. Și atunci, nu am resurse. Că acum discutăm. Avem de dat încă 10 miliarde la ISPA pentru TVA, mai avem de dat încă 9 miliarde în primăvară la ISPA pentru B, avem de dat 800 de milioane la BERN și toate lucrurile astea. Mie mi-ar trebui, practic, eu am în primărie 270 de oameni. Persoanele însoțitoare sunt 180. Mie mi-ar mai trebui încă jumătate din bugetul primăriei pentru ca să asigur salariile acestui oameni. Și atunci, îi voi face următorul lucru. 100% le garantez că va fi un salar sau două la sărbătorile de iarnă, dacă cumva guvernul nu dă până atunci nimic, și dacă merg în casările... Din ce garantați? Păi, am văzut că fondul de salarii... Că ceva din fondul de păi salarii. Păi asta vreau să văd. Fondul de salarii. Deci eu tot ce am mărit acum fondul de salarii... E o greșeală, domnul primar. Deci, dacă vă uitați cum a fost făcută rectificarea bugetară, banii s-au dus pe APL. Nu s-au dus, chiar dacă vă rămâne ceva de acolo, tot nu puteți să plătiți pentru... Ba da? Păi nu. De ce? Păi banii sunt pe apele, pe... Deci în trimisul 4 eu pot să mut banii oriunde. E adevărat, dar vorbim de firimituri bugetare și nu cred că vorbim. Eu? Fondul de salarii care l-aveți acum nu va ajunge nici măcar eu pentru cei care aveți acum. Vreți să faceți angajări? Nu aveți bani nici pe proști. Dar nu fac angajări. Eu fac niște promovări interne. Acum am niște lucruri de rezolvat pe intern. Dacă vorbeați de tineri absolvenți. Domnul, nu. Dar e cu totul altceva. Tinerii absolvenți pe program european, e altă poveste. Tot dumneavoastră trebuie să-i plătiți, tot din banul public. Dumneavoastră vedeți lucrurile în negru, eu le văd în alb. Eu le promit persoanelor cu însoțitorilor cu dizabilități, că dacă guvernul nu le dă bani, eu la sărbători le asigur minimum un salar, dacă nu două. Din banii noastre? Nu din banii mei, din banii la primărie. Vom face de așa manieră încât oamenii să spună. Dar oamenii trebuie să-și primească salariul în fiecare lună. Dar nu sunt salariați de gradul 2. Domnul Bojocaru, dar nu avem bani.
Deci, bun, dar pentru publicitate aveți. Domnul Cojocaru, toate trebuie să făcute. Două minute, deci, două, minute două întrebări. Banii ăștia trebuie să-i dea guvernul. Guvernul PDL să dea banii pe două care și ia sumă. Două întrebări. Am avut tot la conferința de presă, l-am avut și un tânăr de la PNL aseară invitat. S-a spus că 81 de liberale au părăsit, iată, partidul și s-au dus la PDL. Cât de adevărat este lucrul? Este o mare minciună, propagandă. V-am spus, probabil că prin luarea subvenției, nu, un piculeț, nu putem vorbi, așa. Deci, prin luarea subvențiilor, toată lumea se înscrie în Partidul Democrat Liberal. Deci nu e adevărat, da? Nu e adevărat, sigur că este o minciună. Am întrebat, am pus o întrebare tinerilor care au fost, da, de la PDL, de la PNL, și am întrebat, doamne, întrebarea era de la un telespectator. Ce model aveți în politică, dacă aveți personal un model? Și am întrebat chiar expres, doamne, aveți un model în politică? Șeful dumneavoastră de partid. De la Pașcan. Am fost surprins, nu numai cel de la dumneavoastră, și cel de la PDL. Da. Au spus că nu găsesc în președinții care îi reprezintă un model. Nu este surprinzător sau nu vă ridică un semn de întrebare chestiunea asta, că tinerii din PNL, dar, repet, și cei din PDL au spus același lucru. Nu găsesc modele în șefilor de partid? Domnul Cojocaru, eu respect acest punct de vedere a colegului meu mai tânăr de la Liberal. Eu nu propun să fiu un model. Eu îmi propun... Tinerii au nevoie de modele. Corect, nu. Că eu să fiu un model pentru tineri, în sensul ăsta, nu. Deci, în sensul ăsta, eu trebuie să mă port ca să tineri să-ți dorme că așa vreau fiu ca doctorul Păciunescu. Să fiți un model. Domnul Cojocaru, la o analiză mai profundă, dacă cineva ar analiza activitatea mea politică, de unde am luat Partidul Național Liberal, unde l-am dus în Pașcani, la ce nivel, ce am reușit noi să facem, poate ar găsi anumite nuanțe care ar trebui să se reprezinte un model. Pe total ansamblu, fiecare om are defectele lui, are lipsurile lui și așa mai departe. Bun. Și ultima întrebare, chiar vreau să mă lămuriți. L-am întrebat și pe omul dumneavoastră, vă întreb și pe dumneavoastră. Au fost împărțite chestiunea astea prin Pașcani. Da. Realizările PNL în perioada 2008-2011. Da. Și sunt aici 12 amenajare. Da. Pieții asfaltare, toate se pot vedea. Există, e adevărat. Puteți să-mi arătați și mie ordine de plată de la PNL? Conform care au fost susținute financiar aceste investiții? Această investiție a fost făcută de doctorul Plăcinescu Junior. Mai e o problemă? Care e investiția? Deci, doctorul Plăcinescu Junior este membru PNL. Nu. Ordine de plată pentru investițiile care sunt aici, realizări PNL în perioada. Și aveți 12 investiții publice. Da. Publice. Dați că nu înțeleg întrebarea. Puteți să-mi arătați și mie ordinele de plată. Da. Prin care organizația PNL Pașcani a plătit aceste investiții publice? Pentru că... investiții publice? Păi, alea 12 care sunt acolo. Altcumva, n-ar avea niciun motiv concret, logic, să apară ca fiind realizările PNL-ului. Păi, dar nu s-a PNL-ului, s-a primat... Dar ce scrie acolo? Fără discuție, la primarul unui PNL? Nu, dar, o secundă, realizări PNL. Nu scrie acolo, scrie realizări în perioadă... Nu scrie realizări PNL, scrie realizări în perioadă. Că e sigla partidului, normal, eu sunt liberal. Nu s-a făcut... domnul Cojocaru. Asta nu e un... Nu, domnul Cojocaru. Nu, este un... să spuneți așa, să nu fie pedeliști sau pesediști demagoi sau consiliere, dar asta ce înseamnă? Nu e demagogie, tot ce scrie acolo e făcut. Păi este sub făcut primar PNL. Domnul Cojocaru, sub egida primarului PNL. Da, dar fără discuție, nu e primar PNL? Bun, și sub egida PSD-știlor și a PNL-știlor... Trebuie să spună și ei. Bun, deci când o să fie alt primar de altă culoare și o să aibă realizările cele, pentru că nu puteți contesta că nu sunt făcute ce scrie acolo. Tot ce scrie acolo e făcut. Se vede în teren. PNL realizări. Dar fără discuție, pentru că primarul este... PNL-ul. Primarul e PNL. Bun. Cu echipa, fără discuție. Lumea o să tragă concluzii. Fără discuție. Eu vă mulțumesc. Ne-am încadrat, ne-am aprins, ne-am stins. Emisiunile dumneavoastră sunt foarte... Vă doresc sănătate, la fel, să găsiți soluții așa încât pășcănenii să nu plătească mai mult la căldură. Mulțumesc pentru participare și telespectatorilor pentru atenția cu care ne-au urmărit. Noapte bună!